Salutare și bine ați revenit! În acest episod o să vorbim despre cum reparăm noi parbrizul mașinii noastre. Cum îl reparăm acasă, noi, singuri, fără ajutor. Să nu ducem la service sau la nu știu ce specialist. Este foarte simplu. Găsim pe internet, căutăm pe Google, kit reparare parbriz. Costă undeva la 50-54 de lei, parcă ceva de genul ăsta. Este foarte bun, îl recomand. De ce? Pentru că eu l-am folosit. L-am folosit și am reparat parbrizul de la ciobiturile de pietricele, da? Ne sar pietricele pe parbriz și avem niște, rămânem cu niște ciobituri, da? Ok, cum facem treaba asta? Păi, în primul rând, în acest kit există foarte multe unelte care ne ajută. De exemplu, în primul rând, trebuie să fie parbrizul curățat, da? Foarte bine, îl ștergem înainte, îl spălăm foarte bine, lăsăm să usuce. După care luăm un ac care există în kit, curățăm foarte bine să nu mai existe cioburi, da? Dăm totul afară să râcăim acolo, nu foarte tare, să nu spargem mai rău parbrizul, dar dăm pur și simplu, curățăm ciobitura de cioburi, da? Ok, perfect. După treaba asta, ce facem? Ștergem cu o cârpă, avem o cârpă în kit, ștergem cu cârpa aia foarte bine, apoi dacă ciobitura este foarte mică, ce trebuie să facem? Luăm rășina, pentru că este pe bază de rășină, avem acolo rășină, turnăm o picătură, luăm o folie de plastic care există în acest kit, o lipim, o punem peste rășină, unde am pus rășina, da? Întindem foarte bine, apăsăm foarte bine cu lama, de exemplu, care există în kit, și lăsăm jumătate de oră, dar lăsăm afară, deci nu în interior. Trebuie să fie mașina afară, nu în garaj. Lăsăm să se usuce jumătate de oră, apoi cu lama dăm la o parte acea folie de plastic și îndepărtăm surplusul de rășină. Și o să vedeți că parbrizul rămâne ca nou, ca și cum n-ar fi fost acolo niciun fel de ciobitură. Este foarte bun, îl recomand. Dar pentru ce nu îl recomand? Pentru crăpături. Dacă aveți crăpături în parbriz, nu cumpărați acest kit pentru că nu vă va ajuta. Nu aveți nevoie de așa ceva. Dacă aveți, de exemplu, o ciobitură mai mare, da, o gaură mai mare, atunci trebuie să urmăm procedeul care există în instrucțiuni. Avem instrucțiuni acolo. Sunt destul de ușoare, nu este foarte greu. Pur și simplu montăm pe interior niște ventuze cu un fel de oglindă ca să vedem din exterior gaura, da? Apoi lipim acele rotunduri, este un rotund cu dublu adeziv, lipim pe parbriz, apoi venim cu acea pâlnie, să zic așa, pe unde intră siringa, aplicăm și acea pâlnie, o lipim și apoi turnăm rășina. Turnăm 2-3 picături de rășină, ne dăm seama după cât de mare este gaura, da? Apoi, cu siringa, trebuie să tragem. Ne explică acolo exact cum să facem acest procedeu. Trebuie să ținem un sfert de oră siringa trasă la jumătate, apoi împingem, după un sfert de oră împingem și mai ținem un sfert de oră cu siringa împinsă, da? Ok, perfect. După ce facem treaba asta, scoatem siringa, dăm la o parte acea ventuză, râcăim bine cu lama și o să rămână perfect. Dar eu, de exemplu, am avut la ciobituri, am avut și crăpături. Niște crăpături mici, dar există. Ce face această rășină? Împiedică să se ducă crăpătura mai departe, da? Cu asta ne ajută. De-aia am făcut acest procedeu. Pe exterior, parbrizul este ca nou, dar crăpătura aia rămâne. Ideea e să nu se extindă crăpătura, să avem multa mai crăpătura pe parbriz. Ok, asta fiind spuse, sper că v-a ajutat acest episod. Nu uitați să dați like, subscribe, share, dacă vreți, dacă nu vreți, este ok. Eu v-am salutat și ne revedem în următorul episod. Ciao! Salutare și bine ați revenit în acest episod. Salutare și bine ați revenit! În acest episod o să vorbim despre cum reparăm noi parbrizul
acasă, da, acasă îl reparăm noi acasă. Cum îl reparăm? Păi foarte simplu, vă spun eu, imediat acum o să vă spun cum se repară parbrizul acasă. Rămâneți aici cu mine și o să vedeți cum se repară parbrizul. Nu plecați! Incredibil!